de patru până ajung la, la vânător. E unul câte unul. De aici. Aici. Bine te-am regăsit, Monica. Eu îți mulțumesc că ai venit la mine aici în vizită, acasă. Noi tragem, de fapt, la a doua dublă. Dar data zaneze. Decor, astea, suntem într-o cabină de... Suntem în cabina Teatrului Național. Sunt în repetiții generale. Mai sună cât un telefon pe hol, se mai întâmplă. Da, am auzit difuzoarele. Da, și difuzoarele. Suntem în repetiții generale cu piesa Preșu, de Băieșu. Avem premiera acum zilele astea. Te-am văzut cu... M-ai văzut cu cuibul în cap. Așa, eu am vrut să zic... Da, cuib, foarte colorată. Da. Te transformă. Mă transformă, să știi că asta e frumusețea aici la teatru. Pentru două ore ești altcineva. Cu bucuriile și durerile acelui altcineva. Ultima dată când ne-am întâlnit, acum 6 luni, tu tocmai ce schimbase-i ochelarii. Da. Și-a trecut de la alea două, cu care coșetai așa. Trei, că le aveam și pe aia de o aveam și pe aia de soare. Așa. Da. Ai trecut la o singură pereche și a rămas că ne întâlnim să aflăm dacă ești între cei 4% sau cei 96%. Nu știu despre ce procente vorbești. Îți explic. Păi 96% nu se mai pot dezlipi de ea pentru că transformă două sau chiar trei perechi într-una. Dar mai sunt 4% pentru care schimbarea e mai greu de procesat și nu e... N-am știut asta. Din câte am auzit oricum, furnizorii, spre exemplu, îți permis să te întorci la două perechi dacă nu te-ai putut acomoda cu genul ăsta de lentile. Ce mi-a fost mie greu la acomodare, cred că prima jumătate de oră a fost așa un pic, și asta pentru că erau lucrurile mult prea clare. Faptul că... Prea clare. Faptul că adică? Am nevoie și așa? La vedere, și la depărtare să mi se clarifice puțin vederea. Și de aproape nu mai vedeam să citesc tot, totul era la dublu. Aveam nevoie de acești ochelari. Și tot timpul îi schimbam, dar vezi, mă uitam la tine cu ochelarii de departe și îmi spuneai să-mi consult puțin telefonul. Și consultă-ți telefonul, făceam tot timpul așa, aveam grimase, de asta nu-mi plăcea. Și atunci am trecut la... chestia și asta. Cum faci acum? Acum vezi și aici și acum dacă da, e telefonul... Da, și asta pentru că s-au clarificat toate dintr-o dată. Toată imaginea la distanță, mi-e clară toată imaginea aproape și n-am probleme. Și nici nu am chestii din astea, amețeli. Am crezut că o să mă obișnuiesc imediat, dar am ajuns acasă și mi-am dat seama că am un soi de greață. Era ceva ce nu înțelegeam, o amețeală, o ceva care mă lua de undeva. E ceva în genul cum ai început să folosești lupa dintr-o dată și mărești totul? Da, 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 o chestie așa de mă lua de cap. Am lăsat ochelarii, chestia s-a ameliorat în 20 de minute, după care am simțit iar nevoia ochelarilor, iar i-am pus. Cred că în primele 3 zile i-am purtat așa cam câte 2, 3, 4 ore, după care mai făceam o pauză de 2, 3, 4 ore, timp în care nu citeam, că nu-mi permiteam să citesc fără ochelari și nici n-am vrut să mă reîntorc la cei de citit, care mi-erau comozi, că îi cunoșteam. După care n-am mai fost nevoie. Te-ai adaptat. La un moment dat am plecat de acasă cu ei, nu i-aveam pe cei de soare, era soare, ăștia s-au închis imediat și am folosit și pe post de soare. Am condus, am intrat undeva unde am stat mai mult, am vorbit, am avut un eveniment, am și citit. Nu mi-am dat seama, a trecut acea perioadă, am fost foarte activă în ziua respectivă și mi-am dat seama la sfârșitul zilei că atunci mi-am scos ochelarii fără să am niciun fel de greață, fără să am niciun fel de... Deci ai trecut prin toată adaptarea. Am trecut prin adaptare, care a durat... grosomodo mai greu în primele 3 zile, după care am mai durat, să zic, încă 3 zile, într-o săptămână, după o săptămână nu m-am mai putut dezlipi de ei. Mi-am schimbat între timp și ramele de vreo 2 ori, fete. Dacă nu mai sunt aceiași. Da. Știi de ce i-am ales pe ăștia de toată ziua? Pentru că dă posibilitatea celui care vorbește cu mine să-mi vadă expresia ochiului. Când stau de vorbă cu tine, nu am senzația că e ceva ce oprește comunicarea, exact. Știi? Da, sunt... da. Transparent și la propriu și la figură. Mi-am să zic pus, așa. Când am schimbat ramele, i-am uitat o seară la teatru și nu i-am mai găsit o perioadă mare, așa că mi-am mai făcut încă o pereche. După care adică i-am rătăcit. I-am rătăcit, i-am căzuseră după un decor. Au fost găsiți, ce să fac, am fost găsiți. Și acum două perechi? Și acum am două perechi. Ce tare ești! Dar sunt la fel, că le-am făcut la fel. Ok. Da. Am stat o zi fără și nu mai puteam fără protecția acestor lentile, parcă nu mai pot. Protecția, adică nu sunt doar de vedere. Nu. Tu ți-ai pus pe ei mai multe chestii, sunt și de soare. Vezi, luminile astea deranjează.
sunt în ochi, sunt tot timpul pe mine, când mă machiez, când mă coafez, cu ăștia nu mai am senzația că mă deranjează. Uh-huh. Și în scenă am repetat foarte mult cu ochelarii. Acum i-am scos că nu fac parte din personaj, da, și n-am probleme. Dar știu că ai personaje la care porți ochelarii. Da. Da. Pe scenă. Ce tare, deci nu doar la repetiție. Ori... Nu. E adevărat că unul dintre personaje trebuie să poarte neapărat ramă neagră. Și acolo spusesem, când am pierdut ochelarii, mi-am pus din nou ochelarii vechi cu ramă neagră de distanță. Și fiimea face: mama, dar nici nu te vezi cu ochelarii ăștia. Zic, da, mama, i-am avut un an de zile. Deci a strâmbat din nas, teribil. Schimbarea are și părți, da, bune și unele la care nu te aștepți. Și unele la care nu te aștepți. Nu e vorba doar despre ceea ce vezi tu și de ceea ce văd, da, ceilalți la tine. Da. Uite cum s-au obișnuit ceilalți și, Doamne, copilul mă vede în fiecare zi, deci ea este chiar cel mai bun critic al meu când îmi place spune. Între cei 96% care se adaptează, da, și nu între cei 4% care nu pot face trecerea. Da. Și zilele trecute vorbeam cu colega de la coafiură care îmi făcea peruca și mi-o punea și zicea, citea ceva la telefon, că nu pot să port ochelarii pe care mi-am făcut. Dar de ce? Zice, pentru că eu cred că i-a schimbat. Zic, dar ce zi s-a întâmplat? Zice, păi la unul am cu minus și la unul am cu plus. Și eu cred că i-a făcut invers, că atunci când îmi pun ochelarii, nu mai văd nimic. Aolea. Da, și tocmai aveam conversația, zic, trebuie să te duc să-ți faci lentile din astea, că nu or să se greșească lentile. Da, eu știu că eu, nefolosind, nu pot să înțeleg la fel de bine ca tine. Ajută-mă un pic să înțeleg. Înainte făceai așa, nu? Da. Când puneai ochelarii, te stăuși jos și la înălțime, la distanță, te uiteai partea de sus, nu? Acum cum faci când citesc, pe exemplu, când treci de la una la alta? Păi nu, că înainte aveam una de la și când voiam să vorbim... Poziție de obicei, de reflex. Când voiam să vorbim sau mă puneai să mă uit la telefon și n-aveam ochelarii de citit, făceam așa, ca să văd acolo, la depărtare. Uh-huh. Acum n-am nicio problemă și nici nu trebuie să schimb gâtul, capul, nu? Nimic. Nu? Dar ce s-a schimbat? E ca și când m-aș uita cu ochiul meu. Deci eu acum pot să schimb aici, nu schimb poziție, nu schimb gât, nu schimb nimic și văd foarte bine. Okay. Nu-mi dau seama ce anume fac lentilele astea, dar le-am ales pentru că sunt cei mai buni în lume. Știi că au, și mi s-a povestit, da, că fac... Sunt microlentile, da, în interiorul lentilei mari, care te ajută să focalizezi la aproape sau la distanță în funcție de ce ai nevoie, dar sunt făcute custom-made. Da. Exact așa mi-a explicat și mie cineva. Și am zis, păi ăștia ai aleg, că am nevoie să... Am nevoie să văd tot timpul și să nu mai simt chestia aia acum, că disconfortul, că acum nu văd bine, că acum am nevoie de ceva, că acum am nevoie de altceva. A, am un personaj în care nu trebuie să intru cu ochelarii. Dar stau mult în scenă și am în culise. Am multe, 15 intrări. Intru, ies. Și în pauzele de intrare mă mai uit pe telefon, mai citesc ceva și îmi pun ochelari. Și de fiecare dată am colegii care îmi spun, băi, nu mai plecat cu ochelari. Intru cu ochelari, pentru că nu-i simt. Ia uite. Da. Asta e partea bună. Faptul că ai ajuns să te obișnuiești cu ei, da, și să recunosc ceva, o să-mi fac și eu, dar nu de vedere. Îmi iau și îmi fac cu tratamentul ăsta de lumină, da, și cu schimbarea la lumină. Da, să ai de soare, practic. Da. Transitions. Transitions. Așa. Și ce repede se schimbă? E primul impact când am ieșit și vine soarele direct, mă deranjează. Sunt fotofobă, da, lumina de soare cred mă deranjează. Cred că generația asta cu ecranele, da, suntem toți. Da, suntem toți. Dar vreau să spun că mă întorc puțin cu spatele la soare. În 5 secunde se începe să se coloreze, se face deja colorată lentila și nu mai am probleme. Deci ești mulțumită? Eu sunt mulțumită. Nu te mai întorci? Da. La ce? La doi ochi, la două, da, perechi de ochelari? Nu. Okay. N-ai văzut că nici fiimea nu mă vrea. Bine, îți mulțumim. Ținem legătura. Și acum, la final, trebuie să le dau veste celor care ne urmăresc, pentru că am stat și am povestit cu cei de la Isilor să dăm niște perechi de ochelari unor femei care merită așa ceva. Wow, ce frumos! Bine, eu cred că merită, bravo, toate să nu aibă câte două perechi. Da. Și căutăm așa o formă prin care să recompensăm femeile din viețile noastre care merită așa ceva. Da. Și să prindă curaj, știi? Să nu mai stea cu două perechi de ochelari. Așa că intră în articolul de pe site ca să afli cum poți să dăruiești o pereche de ochelari care provoacă dependență. Provoacă dependență, dar îți ușurează viața. Îi pui la ochi, nu-i mai simți și la revedere. Vezi, da, totul clar, bine. Da, exact. Și ești activ. Cam atât. Nu uita să-mi dai un like, un share și un subscribe dacă tu crezi că merităm, deși eu cred că merităm, nu? Da, merităm. Și dacă vrei să dai un like și un share și un subscribe, Monica, vină la teatru. Vină, da, și vezi. Vină la teatru. Preșu. Premiera Preșu și eu te cred, dar tu mă minți. Profund adevărat. Da, da, asta, așa se numește piesa. Da, mai ales că acolo, la piesa aceea, Isilor ne va face și niște cadouri.
Adică vom oferi din când în când în țară, când mergem, câte o pereche de ochelari unui spectator care își cumpără bilet la teatru. Mare lucru. E cel mai fain să apuci să încerci și după aceea te lămurești. Da. Bine, încă o dată mulțumim. Și cum se spune? Baftă, nu? Baftă, da. Baftă. Mulțumesc.